primul rând, noi am făcut un plan în Consiliul Unirii, în mai multe entități, inclusiv PNL, în care arătăm diferența dintre ce înseamnă să continui statul falimentar Republica Moldova, care există datorită ajutorului mai mult din UE, pentru că reforme nu sunt, ce înseamnă Uniunea Vamală inexistentă și ce înseamnă reîntregirea, un stat reîntregit, România și șansa Republicii Moldova, de exemplu, în 2018, pentru că noi am vrea, a fost 1918, acum să fie 2018. Și acolo s-au arătat diferențele. Care e situația în Rusia, care e situația în Republica Moldova și care e situația în România.